Românii care au peste 40 de ani pot beneficia gratuit de un set de consultații și analize medicale de prevenție prin intermediul medicilor de familie. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că laboratoarele vor fi obligate să facă aceste investigații chiar dacă nu mai au bani prevăzuți pe luna respectivă, pentru că le vor fi decontate în perioada următoare. Consultațiile de monitorizare sunt în sarcina medicilor de familie. Dacă s-ar fi rezolvat problema, am fi mulțumiți. Adică să fie adevărată situația, nu de a firma promisiuni nefaste, cum e de obicei la noi. În contextul în care oamenii nu prea merg să-și facă analizele, credeți că această gratuitate ar juca un rol important? Prin această gratuitate cred că s-ar implementa și în memoria oamenilor că trebuie să-și verifice sănătatea permanent. A avea grijă de tine, ai grijă de seminii tăi. Deci e neapărat o pregătire a oamenilor în sensul ăsta de a cunoaște cât mai bine posibilitățile care se oferă. Se oferă o posibilitate, o oportunitate pentru noi de a merge să ne facem o analiză gratuit mai ales. Cei care au împlinit 40 de ani vor beneficia de un set de 3 consultații oferite de medicul de familie, în baza cărora se pot prescrie și anumite analize medicale gratuite. O părere bună, dar a mai fost acum vreo 7-8 ani de zile sau vreo 10 ani de zile. Dar nu cred că reușesc să facă la toți. De exemplu, am fost acum o săptămână de zile să-mi fac analizele și a zis că numai să fac înscriere pe data de 24, că s-a terminat fondurile. Așa că am fost nevoit să merg particular și să le fac. Deci una spun, una se face. Așa că cuvintele nu le încălzește cu nimic. Din păcate, pentru că ne lipsește un stil de viață sănătos, prevalența bolilor cronice crește mult în jurul vârstei de 50 de ani și ar fi minunat să prindem din timp aceste afecțiuni cu programe de screening. În acest fel, pacientul nu va mai putea ajunge în faza de stare a bolii când uneori este prea târziu. Credeți că oamenii vor merge să-și facă analizele în acest context? Da, vor merge, dar nu toți, nu așa mulți, mulți. Ei sunt, cum să zic, obișnuiți să stea acasă, să zică, lasă, că mă duc altă dată și asta se face prin medicul de familie. Te duci la medicul de familie, el știe câți ani ai și îți dă analizele care sunt prevăzute de legea asta. Dar se duc, să zic proporții așa, în proporție de 80% se duc să-și facă analizele. Nu vezi că nu se duc să-și facă vaccinul, care e cel mai important pentru ei, pentru societate, dar analizele... Modelul prevenției de la 40 de ani este întâlnit de multă vreme în alte țări, cum ar fi Marea Britanie.